La asta se mai adaugă, agravând situația, și faptul că pe atunci erai mai tânăr, deci mai viguros, mai impulsiv, mai nereținut, mai nepăsător decât acum. Și că, pe lângă aceasta, erai cu totul prins de prăvălie, abia dacă apucam să te văd odată pe zi. Și din cauza aceasta, produceai asupra mea o întipăritură cu atât mai adâncă și care nu ajungea niciodată să se estompeze prin obișnuință. Precis îmi amintesc doar de un singur episod din primii ani. Poate că îți mai aduci aminte și tu. Știu că într-o noapte am început să scâncesc necontenit după apă. Sigur nu pentru că mi-ar fi fost foarte sete, ci probabil în parte ca să fiu nesuferit, în parte ca să mă distrez așa singur. După ce ai constatat că mai multe amenințări grave nu ajută la nimic, m-ai luat din pat, m-ai scos afară pe balconul dinspre curtea interioară și m-ai lăsat să stau acolo un timp, numai în cămașă de noapte, în fața ușii deschise. Nu vreau să spun că măsura asta n-ar fi fost justificată. Poate că în cazul respectiv nu se putea obține altfel odihna în noaptea aceea. Însă vreau să caracterizez prin asta metodele tale de educație și efectul lor asupra mea. După această întâmplare, bănuiesc că am fost un copil ascultător, însă am rămas de atunci cu o rană lăuntrică. N-am reușit niciodată, așa cum era firea mea, să leg la oaltă cum se cuvine ceea ce era pentru mine de la sine înțeles între plânsul acela fără sens după o gură de apă și ceea ce era cu totul înspăimântător în faptul că am fost scos afară din casă. După ani de zile încă mai sufeream la gândul chinuitor că omul acela uriaș, tatăl meu, autoritatea supremă, putea veni să mă tragă afară din pat, aproape fără motiv, și să mă scoată în toiul nopții pe balcon și că deci în ochii lui eu nu însemnam nimic. Asta a fost atunci doar un mic început, însă simțământul care mă stăpânește adesea, al nimicniciei, un simțământ de altfel în multe privințe nobil și fecund, s-a născut în mare parte ca urmare a influenței exercitate de tine. Aș fi avut nevoie de puțină încurajare, de puțină prietenie, de o oarecare ușurare a propriului meu drum. Și în loc de toate acestea, tu mi-ai închis drumul. Sigur, cu cele mai bune intenții, spunându-ți că ar fi trebuit să o apuc pe altul, dar eu nu eram în stare de așa ceva. De pildă, mă încurajai când salutam frumos și mergeam corect în pas de marș, însă eu nu trebuia să ajung soldat. Sau mă încurajai când puteam să mănânc zdravă și chiar să beau ceva bere, sau când eram în stare să fredonez după alții niște cântece pe care nici nu le înțelegeam, sau când îți imitam expresiile tale preferate. Însă nimic din toate acestea nu făcea parte din viitorul meu. Și este semnificativ că tu și astăzi mă încurajezi în ceva numai când tu însuți participi la acel lucru, ori când e vorba de sentimentul propriei tale importanțe pe care ți-l rănesc, de exemplu prin intenția mea de a mă căsători, sau care e rănit în mine când, de pildă, Pepa mă ocărăște. Atunci sunt și eu îmbărbătat și mi se aduce aminte de propria mea valoare, mi se arată partidele pe care aș fi îndreptățit să le fac și Pepa e certată rău. Însă, făcând abstracție de faptul că la vârsta mea de acum aproape că nu mai poate fi vorba de încurajare la care să fiu sensibil,
La ce mi-ar mai ajuta când ea mi se oferă doar acolo unde, în primul rând, nu mai este vorba de mine? Pe atunci și mai ales atunci aș fi avut nevoie în toate de o asemenea încurajare. Eram și așa cu totul strivit de simpla ta prezență fizică. Îmi amintesc, de pildă, cum adesea ne dezbrăcam amândoi în aceeași cabină la ștrand. Eu, slăbănog, numai piele și os, firav. Tu, puternic, mare, corpulent. Chiar și în cabină mă simțeam de-a dreptul jalnic. Și nu numai față de tine, ci față de toată lumea. Căci tu erai pentru mine măsura tuturor lucrurilor. Dacă mai și ieșeam din cabină în fața lumii, eu agățat de mâna ta, un schelet mititel, nesigur, cu picioarele goale pe scânduri, speriat de apă, nestare să-ți imit mișcările de înot pe care tu, cu cele mai bune intenții, dar de fapt spre marea mea rușine, mi le schițai mereu dinainte. Atunci eram cuprins de disperare și toate experiențele mele neplăcute în toate domeniile se uneau covârșitoare în asemenea clipe împotriva mea. Cel mai bine mă simțeam când uneori tu te dezbrăcai întâi și eu puteam să rămân singur în cabină, să amân rușinea de a ieși în lume, până când în cele din urmă veneai tu după mine și mă scoteai afară. Îți eram recunoscător pentru că păreai să nu bagi de seamă spaima mea și eram chiar și mândru de trupul tatălui meu. De altfel, și astăzi, diferența asta dintre noi rămâne cam aceeași. Ei îi corespundea apoi și superioritatea ta intelectuală. Tu te ridicasești singur pe propriile tale forțe, atât de sus. Și în consecință aveai o încredere nelimitată în părerile tale. Pentru mine, copil, adevărul acesta nu era pe atunci atât de orbitor ca mai târziu pentru tânărul în formare. Tu conduceai lumea din fotoliul tău, părerea ta era cea justă, oricare alta era nebunească, exagerată, anormală. Încrederea pe care o aveai în tine însuți era de fapt atât de mare încât nici nu mai aveai nevoie să fii consecvent, căci tot n-ai fi încetat să ai dreptate. Se putea întâmpla chiar să nu ai nicio părere în vreo problemă și ca urmare toate părerile posibile în acea problemă erau, fără excepție, în mod necesar greșite. Puteai de pildă să-i vorbești de rău pe cehi, pe urmă pe germani, pe urmă pe evrei și nici măcar doar în vreo privință sau alta, ci în toate privințele. Și până la urmă nu mai rămânea nimeni în picioare decât tu însuți. Ajunsesești să ai în ochii mei aura aceea tainică pe care o au toți tiranii, ale căror drepturi se întemeiază pe propria lor persoană, nu pe rațiune. Cel puțin așa mi se părea mie. De fapt, în ce mă privește pe mine, aveai uimitor de adesea dreptate. În conversația asta era de la sine înțeles, căci abia se putea spune că ar fi avut loc conversații între noi, dar chiar și în realitate. Și totuși nu era nimic inexplicabil în asta. Toată gândirea mea se afla sub influența ta apăsătoare. Chiar și gândurile care nu se potriveau cu ale tale, mai ales acestea. Toate gândurile mele, în aparență independente de tine, erau de la început apăsate de judecata ta minimalizatoare, încât era aproape cu neputință să o suport până să-mi depăn până la capăt și consecvent gândul. Nu vorbesc aici de cine știe ce gânduri elevate, ci de unul sau altul din planurile mărunte ale copilăriei. Era de ajuns să fiu fericit din cauza vreunui lucru anume, să-mi fie pline gândurile de el, să vin acasă
și să caut să-ți vorbesc despre asta. Și răspunsul tău era un suspin ironic, însoțit de o clătinare a capului, de bătaia cu degetul în masă. Am văzut și ceva mai de soi. Sau, ăsta să-mi fie tot necazul. Sau, mie nu-mi e minte așa de odihnită. Sau, ce câștigai de aici? Sau, mare ispravă. Firește, nu ți se putea pretinde să te entuziasmezi pentru orice copilărie, când tu trăiai cu grijile și necazurile tale. Nu despre asta era vorba, de fapt. În mult mai mare măsură era vorba de faptul că prin firea ta ostilă îi provocai întotdeauna, în mod inevitabil, copilului care eram eu, asemenea dezamăgiri. Apoi că ostilitatea ta se accentua neîncetat prin acumularea pricinilor, astfel încât până la urmă se făcea simțită chiar și atunci când erai de aceeași părere cu mine. Și că, în sfârșit, aceste dezamăgiri ale copilului nu mai erau niște dezamăgiri ca în viața de toate zilele, ci fiind legate de persoana ta importantă în toate pentru mine, loveau în însuși miezul ființei mele. Curajul, hotărârea, încrederea, bucuria pentru ceva anume și pentru toate nu mai rezistau până la capăt când tu erai împotrivă sau dacă împotrivirea ta putea doar fi presupusă, ea putea fi presupusă aproape față de tot ce făceam eu. Asta se aplica gândurilor la fel de bine ca și oamenilor. Era de ajuns ca eu să mă arăt cât de cât interesat de vreo persoană, prin firea mea, de altfel nici nu se întâmplea prea des așa ceva, ca tu de îndată, fără nicio considerație față de sentimentele mele și fără să acorzi nicio prețuire judecății mele, să te amesteci cu insulte, calomnii, denigrări. Oameni nevinovați, copilăroși, ca de exemplul actorul de limbă idiș, Levi, au avut de suferit din cauza asta. Fără să-l cunoști măcar, l-ai comparat într-un mod de-a dreptul oribil, pe care am reușit acum să-l uit, cu un gândac și, cum se întâmplă mereu cu oamenii la care țineam eu, găseai automat la îndemână proverbul cu câinele și puricii. De actorul acesta îmi aduc aminte în mod special aici, pentru că expresiile pe care le-ai folosit atunci mi le-am notat cu remarca. Așa vorbește tatăl meu despre prietenul meu, pe care nici nu-l cunoaște, numai pentru că e prietenul meu. Am să pot să-i aduc aminte întotdeauna de asta atunci când el are să-mi reproșeze lipsa de iubire și de recunoștință filială.